Deși nu s-au scos încă primele 3 luni din anul 2013, atletul Cătălin Marian din satul Brebia a retrecut în palmares în acest an 4 medalii. Pe 2 martie la Botoșani, Cătălin a reușit să cucerească 2 medalii de bronz, una la individual și una în concursul pe echipe, în cadrul campionatului național de cross al categoriei de vârstă Junior 3. 2 săptămâni mai târziu, în capitală, Cătălin a urcat din nou pe podiumul de premiere în cursa de 3000 de metri pe teren acoperit din cadrul campionatului național de sală al juniorilor, iar ultima ispravă alergătorului sălăjan s-a produs la finalul săptămânii trecute, când Cătălin a reușit să urce pe treapta a doua a podiumului de premiere în cursa de cross a elevilor de gimnaziu din cadrul Olimpiadei Naționale a Sporturilor Școlare. A fost o cursă foarte bună, deși am vrut să iau locul întâi, dar am dat tot ce am putut și sper că la anul o să reușesc să iau întâi. Este un copil talentat, un copil de la țară, harnic, a cărui educație de la țară se vede și în prestanția lui de la școală și de la sport, unde are rezultate foarte bune. Eu mă bucur că avem ocazia să lucrăm cu astfel de copii și regret foarte mult că nu putem oferi copilor condiții mai bune pentru cei de la țară, ca să-i atragem mai mult spre sport. Din păcate, arealul nostru de selecție se reduce doar la Zalău, pentru că nu avem un internat propriu, nu avem cantină unde să putem ajuta copiii să vină de la țară și să-i pregătim așa cum trebuie. Pentru că la țară există un potențial sportiv nevalorificat în județul Sălaj, cu copii foarte harnici și foarte talentați și foarte dornici de a face asta. Din păcate, le putem oferi mult prea puțin. Da, băiatul ăsta a fost adus, după cum știți, de Paula Todoran, o altă sportivă foarte bună, tot sportivă, fostă sportivă de-a noastră, care și lucrează acum la noi. Este pregătit la noi aici în liceu cu, eu zic, condiții foarte bune, pentru că avem condiții și de pregătire și de refacere destul de bune și se văd asta în planul rezultatelor pe care acest copil le obține. Sper că își va menține nivelul rezultatelor și în anii următori, pentru că pe noi ne interesează foarte mult să ajungă senior, să nu se oprească cu rezultatele la junior, așa cum din păcate au făcut mulți și avem cazul recent al lui Ionuț Bărătan, care s-a oprit cu rezultatele la nivelul juniorilor. Pentru sportivul pregătit în ultima perioadă de profesoara Eleonora Bot, urmează o perioadă de refacere, după care, în luna aprilie, va participa la crossul Gabriela Sabo de la Bistrița.